Це пашапорт. Доброго дня, мене звуть Іван Нарешко. Мені 10 років. Я приїхала з Закарпаття, з міста Мукачево. Це на Україні. Я почала займатися танцями з 5 років. Мені дуже подобається цим займатися, тому я хочу продовжувати свій, ну, якби, і спів свій, і танці, але в мене цього не виходить, тому що я не встигаю то і на танці, то на вокал. Мене багато цієї. Зараз я не зовсім встигаю на танці ходити. Янка брала участь на дуже багатьох конкурсах. За 3 роки вона брала участь майже, ну, ми так нарахували, майже 25 конкурсів, з яких біля 20 вона займала перші місця. Але я знаю, що тут проживає вампір Дракула. І є замок, в якому він проживав. Ivana! Bună, Ivana! Avem un translator care ne spune tot. Bună, Ivana! Доброго дня! Bună ziua! Îmi place cum ești îmbrăcată și îmi place mai ales părul tău. Ai un păr frumos, superb! Dăză harnă, dăcui! Vă mulțumesc frumos! De unde ești, Ivana? De unde vii? Я з Закарпатської області, з України, з міста Мукачево. Din regiunea Transcarpatia, Ucraina, orașul Mukacheu. Iartă-mă, vreau să întreb un lucru. Mai văzut la televizor, așa? Mă cunoști de la televizor, nu? Normal, păi, negrule! Якщо чесно, то ні. Cum? Dacă sincer, nu. Nu mă știi de la televizor? Ai, ce pierdere! Extra. Nu mă cunoști? Nu? Nu. Nu mă cu... Tu nu mă cunoști pe mine? E momentul tău de glorie, să fii internațional, Dan! Ivana, oamenii ăștia... în fața ta... E un juriu format din oameni foarte cunoscuți în România. Extrem de populari, celebri, foarte cunoscuți. Ei vor juriza. Unul singur câștigă în seara asta. Unul singur. Știi ce curiozitate am? Pentru că Ucraina e pe buzele tuturor oamenilor în ziua de azi. Când dau drumul la televizor în România, văd știri de la... Ce se întâmplă la voi în capital, la Kiev? Ia dați-mi imagini, dacă aveți imagini din Kiev, dați-mi o legătură cu Kievul. Ce se întâmplă acolo? La imaginile astea noi le vedem la televizor tot timpul. Tu, copil de 10 ani, știi ce e pe acolo, nu? A? Я цим не цікавлюся, але знаю, що зараз там, ну, був мітинг, але зараз, що там відбувається, я не знаю. Dar acum sunt proteste. Despre ce e vorba, nu știe. Am înțeles. Știm că noi la televizor vedem acolo mereu imagini din piața din Kiev, mai mult decât atât. Ivana, ceea ce tu nu știai e că acolo, în piața din Kiev, de unde se transmite în toată lumea asta, oamenii, ia uite, vor ție... Давай! Панка, мы за тебя! Ура! Давай! Сергею! Мы за тебя! Ты самая лучшая! Помни об этом! Kiev pentru Ivana! Виборемося за незалежність України на Майдані, а ти, Іван, перемагає на конкурсі «Некстап» у Румунії. Є салутul celor din Kiev pentru tine. Mami, cu cine ai venit? Cu mami? Mami, da? Так, я приїхала з мамою і з моїм дідусем. Так, am venit cu mami și cu bunicul meu. Mami și bunicul, salutările noastre. Mami are lacrimi în ochi atunci când a văzut Kievul și imaginele de acolo. Domnilor, Vasile, Pepe, Connector, Laura, Maria, pregătiți? Da. Uitați, absolut. Uitați, uitați de pașapoarte, da? Auzi să înțeleg, e deja un star acolo? Da, e cunoscut acolo și ascultați vocea. Poate deveni next star în România și în Europa. Uitați de pașapoarte. Talentul nu are pașaport, Ivana.